Noul tren reutilat din fosul diesel de 1 de producție ungară a fost renovat la fabrica din Pașcani, România. Acesta este primul din cele 14 destinate pentru modernizare. Fiecare vagon, după cum vedem, este dotat cu scaune confortabile, aer condiționat, toalete igienizate și chiar acces la internet. Asta a fost un tren vechi de 30 de ani și datorită partenerilor noștri din România, care au aplicat tehnologii unice pentru acest tren, noi avem ce aici avem. Dar tot depinde acum de cetățenii noștri dacă vor fi capabili să păstreze. Garnitura de tren este compusă din 3 vagoane. Primul vagon este rezervat pasagerilor care vor călători în clasa 1. Vagonul 2 este de clasa a 2-a, iar vagonul 3 este pentru persoanele care vor cumpăra bilete pentru clasa a 3-a. De asemenea, vagoanele sunt adaptate pentru persoanele cu dizabilități. La nivel de adaptare este bine, este bai adaptat, locul este fixat pentru cărucior, foarte bine. Chiar în sfârșit, în Republica Moldova este și ceva făcut la nivel european. Este un lucru foarte bun. Practic, vom vedea cu chestiunea de pantă, că este foarte bruscă, adică sub unghi foarte mari, dar am vorbit cu conducerea căi ferate, că, într-adevăr, în comunul vom găsi o soluție anume de a ușura metoda de a se ridica în vagon. Călătorii se vor bucura de confortul din vagoane, dar însă ar putea să achite mai mult pentru costul călătoriei. Prețurile vor fi majorate. Până a fi trenuri noi, nu era nici frumos din partea noastră să majorăm prețurile. Acum, având facilitățile, majorând și, practic, le oferim călătorilor mult mai mult decât au pe auto, oricum vor fi în jurul, 30-35% mai ieftin decât pe auto. Restaurarea primului tren a costat peste 2 milioane de euro. Următoarele 5 trenuri vor ajunge la Chișinău pe parcursul următoarelor 8 luni. Primul tren va circula pe linia Bender-Ocnița, numai devreme de o lună, pentru că va fi testat în acest răstimp la parametrii de securitate. Adrian Prodan, Dmitri Volkov, Oleg Arabadji pentru Știrile 21.